Accident cumplit într-o intersecție din Constanța. În impactul violent, unul dintre pasageri a zburat pur și simplu pe geamul mașinii și s-a prăbușit pe șosea. Bună dimineața, sunt Olivia Păunescu, începe Observatorul Matinal. Al doilea pasager a fost scos de pompieri din mașina distrusă, totul după ce tânăra de la volan a intrat în intersecție pe roșu. Autoturismul s-a izbit de o altă mașină și de un stâlp. Caz înfiorător descoperit la noi de procurorii din Norvegia. O mamă din Argeș a obligat copilele minoră să se prostitueze la videochat. Clipurile pornografice erau plătite de pedofilii din străinătate. Propunere controversată a autorităților din domeniul energiei, debranșările la sistemul centralizat de încălzire ar putea fi sistate. Explicații și reacții pe larg la Observator.